Primăria intenționează să transforme Oradea în primul oraș din România complet Wi-Fi, dorindu-se elaborarea unei strategii integrate de informatizare a municipiului. Obiectivul general îl reprezintă elaborarea strategiei integrate de informatizare a municipiului Oradea, căreia să-i urmeze implementarea unui model informatic, care să gestioneze în mod unic toate categoriile de date și informații existente în cadrul primăriei municipiului Oradea, să răspundă cerințelor definite de oricare dintre compartimente, să asigure informarea corectă, completă și în timp util a factorilor de decizie. Să descrie etapele și procedurile necesare a fi urmate pentru ca Oradea să devină smart city, dar și să asigure soluții pentru gestionarea clară a relației cu instituțiile subordonate primăriei Oradea. Mai mult, un oraș inteligent are nevoie, în primul rând, de o infrastructură informatică de bază, pe care să se așeze apoi diverse tipuri de activități și sisteme, precum iluminatul public inteligent, managementul traficului și siguranța cetățenilor, parcări inteligentă, gente managementul gunoiului servicii de tip e cetățean